please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. This week, I went to Biserica Viața Nouă, a church in Oradea, to meet the hundreds of homeless people that visit every Sunday to receive the word of God, meals, clothes, and other things to ease their lives. Te primesc? Da, în inima mea. Nu, te primesc. În inima mea. Da, dar zic te primesc. Păi, mă, nu așa am spus. Da, da, te primesc te în inima. Așa, te primesc. Hai, amu, repete. În inima mea. Da. Te primesc în inima mea. Ca Domn și Mântuitor. Da, ca Domn și Mântuitor. Mi-a murit nevasta, mi-a murit, adică, soacră. Am o soră, o frate care nu poate veni, că de-am de la Domnul Sublei, în comod, nu pot să-l aduc ei. Masă, nu vreau să mai spun asta. E când a murit soția mea, sunt 4 ani. Pe mine, vă spun să ce nu vă... Adică, mă mențin, sau cum să vă explic, nu mă dau. Acolo suport și eu acolo suport doar două tuburi de alea mari, cum să zic, acolo Domnul soare. Am un bătrân de 5-6 ani, dacă n-am unde. Lucrez, deci, în construcții. Deci eu dimineața mă duc la lucru și până la 5-6, pentru 25 de lei. Dacă mă înțelegeți, s-o cugeți dumneavoastră. Mă vede că știi că acolo două, trece, mai controlează seara, n-are treabă, trece mașini, trece cealaltă. Deci, fetiță care am, sunt vrită, are pe Ungaria, mă după ce-o mori nevastă mea, o mori bunică, s-a zis mama sa. Să spun, că nu mai am. Nici mă sună, nici nu, nici am zis. Pică, nu mă fac asta. Da, mică, sunt greutate. Nici nu le cer, mami, nici nu le cer. Stai, fost un domn, ce-a făcut? Iana, explică. Pe care plângem mai așa, 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 sănătate, cum să spun, să merem înainte, să trăim, să... Thank you for listening to Viorel's story. By sharing this video, you will be helping underprivileged people's voices to be heard. And if you want to support this project in any way, you can do it here.